Da, partea finală a emisiunii de astăzi nu că e la libera alegere, dar chiar îmi propun să facem o emisiune relaxată în această dimineață, nu că până acum n-am fost suficient de relaxați. Apropo de ce spuneam la un moment dat că medici în spital, că ora exactă la care intră ar trebui să înceapă și de regulă ar trebui să înceapă lucrul la ora 8 ca să fie până la... și mă gândeam ce bine e de mine, da? Deci în timp ce muncesc pot să beau cafea, e altceva, adică... bun, face parte din normal și din frumos. E unul din brandurile emisiunii, zâmbetul ăsta. Și de mulți ani de zile nu ar fi o problemă. Însă astăzi, dacă tot este 8 martie, mai spun încă o dată la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, de asemenea colegelor mele de breaslă, până la urmă, de la monitorul de Suceava, încep din partea de altă, Adelina Talpalarius, română, Dana Humoreanu, cunoștință sau parte din echipa matinalului. Bună dimineața. Și, nu în cele din urmă, Daniela Micuțaru. Sărbă. Bună. Așa. Haideți să dacă tot, că m-am atins de subiecte care le-a prezentat, le-a adus astăzi Dana în ziar, subiecte care le-a adus Adelina. Și o să vreau să ne mai întoarcem un pic, pentru că din ce am văzut la licență, cel puțin Universitatea din Suceava va introduce în ofertă psihologie, asistență medicală generală, media digitală, limbă chineză, da. Tehnică dentară. Primul chiar din toamna acestui an, psihologia, e deja avizată de ARACIS, au dat ok-ul. Apoi vine medicina, de care se vorbește de ceva ani. Avem spitalul aproape specialiști, îndrăznesc eu să spun că n-ar fi cu un pic de ajutor dacă ar vrea Iașiul să ni-l ofere. Se lucrează la dosarul de acreditare, care înțeleg că nu e simplu, că îți trebuie documentație, trebuie să dovedești practic că tu poți să susții acel program, iar să susții un program de medicină nu cred că e tocmai ușor și se lucrează la documentație. Ce mi-ai zis tu acolo? Media digitală, da? Că da. Sunt, e așa un domeniu dinamic. Ăsta și... e efervescent, ăsta a răbufnit, ca să spun așa. Mai era limba chineză. Păi asta, nihau! Și mai era tehnica dentară, iar cu tehnica dentară și medicină generală se creează premisele unei înființări unei facultăți de medicină. E un deziderat, de chiar și al fostei conduceri. Se vorbește de foarte mult timp. Cred că ușor, ușor, la un moment dat va fi și o facultate de medicină la Suceava. Stai, că răbufnește Dana acum. Ia. Kinetoterapie este, nu? Kinetoterapie este inclusă în facultatea de sport. Pentru medicină e nevoie de, pe lângă, spații adecvate, care până la urmă, chiar dacă sunt costisitoare, sunt cel mai ușor de făcut. E nevoie de oameni care să predea. E nevoie de medici cu doctorat. La Suceava... Nu toți medicii au doctorat? Nu. Nu. Numai doctori. Din păcate, la Suceava nu sunt foarte mulți medici cu doctorat. Acum, din cei aproape 200 de medici tineri, probabil că atrași în ultimii ani, probabil că sunt ceva mai mulți. Dar la momentul în care s-a pus pentru prima dată problema înființării unei facultăți de medicină la Suceava, când s-au apucat cei de la spital să inventarieze medicii cu doctorat, erau până în 15. Nu foarte mult. Nu poți să... Că cei care... Studenții care ar veni ar trebui să aibă de la cine învăța, cine să le predea. Deci nu-i suficient să fii un medic bun, trebuie să mai ai și, eu știu, calificări suplimentare, să ai și documente în acest sens. Nu e foarte simplu să înființezi o facultate de medicină. Se discutase inițial ca o profesor de la Facultatea de Medicină din Iași să vină să predea la Suceava și, în mod firesc, cei de la Iași au pus întrebarea, păi de ce să venim noi spre la Suceava să nu vină studenții la Iași, acolo unde există Universitatea de Medicină și Farmacie. Cred că ne frățim cu Cluj. Și există toată logistica necesară și sunt spitalele clinice și... Spitalele universitare. Cel mai mare avantaj pe care l-ar aduce o facultate de medicină la Suceava ar fi transformarea aproape inerentă, aș spune, a spitalului de urgență în spital clinic. Da, clinic?
Spital Clinic Universitar, cu o altă finanțare, cu reprezentarea tuturor specialităților, deci pacienții din Suceava din, și din zonă, din regiune, ar avea acces la o paletă mai diversificată de servicii medicale, de nișă, care să le spunem. Spune-mi, te rog frumos, în Occident, sau, deci în partea asta, e o problemă asta că două orașe sunt, sau o zonă, sunt prea apropiate geografic? E o problemă asta? Din punct de vedere al serviciilor medicale? Al serviciilor medicale, al finanțării, al tuturor chestiilor de genul ăsta. Nu sunt două spitale din zone apropiate care să facă același lucru. Deci, am într-un oraș, să spunem, am un spital generalist unde am toate specializările și linii de gardă pe toate secțiile, stații, cum spun nemții, de exemplu. Eu știu, în următoarea localitate aflată la 6-7 km am o clinică de reabilitare, pe clinici din astea de reabilitare, cel puțin în Germania, că acolo știu mai bine sistemul, sunt foarte multe de reabilitare neuropsihică. Eu știu dacă am o clinică specializată pe chirurgie cardiacă, să spunem, la Augsburg. Nu mai fac una la, nu mai am încă una la 20 de kilometri distanță. A, noi față de aia și avem cât. Nu se ține cont că totuși e un oraș cu o populație mare. Nu, până la Iași totuși sunt două ore jumătate. România, da, Adelina, în Germania, în Germania ai autostradă și ai elicopter la dispoziție cam peste tot. Dacă ai asigurare medicală, dacă s-a întâmplat ceva aici, s-au dat telefoane, văzut unde este la ce spital există un loc liber de pe area de competență și ai ajuns acolo. Aici, dacă tu stai la Cârlibaba și ai făcut infarct, până când ai ajuns la Suceava, nu mai spun de Iași, până ai ajuns la Suceava, ai murit de 10 ori. Ai avut un accident de mașină pe DN17, ai prins un blocaj de circulație, nu mai pleci de acolo, nici cu ambulanță, nici cu nimic. Aveam promisiunea la Suceava că va fi trimis aici un elicopter. Spitalul și-a făcut studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui heliport pe spital. Asta se va face. Licitația pentru mașini, elicoptere era în curs. Nu mai știu în ce fază este la ministerie, era pe bani europeni, nu știu la ce fază mai este la departamentul pentru situații de urgență. Deci ar trebui să ținem cont de asta de atunci când facem aici, exact, când facem un master plan pe sănătate. Te uiți la ce venituri. De la master plan am înțeles că nu mai tai de patru. Te uiți la ce venituri au oamenii, te uiți la mentalitatea oamenilor, la cât sunt ei de obișnuiți și dacă acoperă asigurările lor medicale, acoperă transport cu elicopterul, să spunem, de la Cârlibaba, de la Frătăuț, de la, eu știu, Dârmoxa până la spitalul regional. Am auzit regional. De Dârmoxa odată sau de două ori în viața mea. Era un caz celebru acolo cu învățătoarea care școlariza la ea acasă niște copii, la ea în sufragerie. Da. Apropo de asta, cred că unii dintre cei mai excepționali oameni, tu ajungi să te cunoști, Adelina. Deci așa e foarte ușor să spunem, să stăm la Bruxelles în birou, să spunem că facem master plan pe sănătate după modelul european și trebuie făcut aia și aia. Dar vino în România, vino și circulă pe aici, fă două drumuri cu trenul până la Vatra Dornei, mai mergi de trei ori cu autobuzul, schimbă trei autobuze ca să ajungi, eu știu, la Ulma și după aceea vino cu master planul pe sănătate. Da. Bine, dar nu li se cer niște semnale, nu trebuie cei de aici care cunosc situația să trimită mai departe? Nu. Trebuie să vină cei de la Bruxelles? Da, sau masterplanul pe sănătate a fost făcut în urma unui audit făcut de o firmă agreată de Uniunea Europeană, care a făcut clar pe indicatorii care există în Uniunea Europeană. Când te uiți pe hartă, aici e Europa, aici e Iași, câți kilometri sunt? 120 de kilometri. A, 120 de kilometri face o oră. La Suceava, oricum, județul e foarte mare, distanțele foarte sunt foarte... Infrastructura e proastă. Avem zonă de munte, drumurile sunt cum sunt, clar nu
Încă mai ai zone neelectrificate și nu la dracu praznic. Ai aici, la da. 20 de kilometri de Suceava. Și noi vorbim de asigurări private care să ne ducă cu elicopterul, nu? Da, eventual. Nu, da, dacă, nu, de asigurările private. E frumos. Dacă pot susține acele asigurări private, când te uiți, că am avut la un moment dat pe chestia aia cu drepturi de autor, cu creații, nu știu ce. La un moment dat am avut un contract de ăsta și am avut de plătit o diferență la Casa de Asigurări de Sănătate. Am stat la coadă, nu știu cât, ca să plătesc 2 lei. Deci nebunie, adică... Sau era la un moment dat, îți trimiteau plic acasă, a fost caz, celebru, plicul ți-l trimite costa 1,20 lei, să te înștiințeze că ai de plătit 80 de bani, adică noaptea minții ce... Ai stațiuni montane, da? La Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovenesc, Gura Humorului. De la Vatra Dornei... Nu teoretic, practic toate cu pârtii, cu... Da. Cu potențial de accidente. De la Vatra Dornei până la Suceava nu ai spital cu linie de gardă în pediatrie. Nu ai la Broșteni, este o zonă, un drum absolut înfiorător. Nu ai smurd la Broșteni și vii și îmi faci master plan pe sănătate. Bun, care ar fi prima condiție care ar trebui luată în momentul de față? Că vorbim că nu este, nu se face. În primul rând, drumurile trebuie făcute. Drumurile și până când ajungi la reducerea paturilor de spitale, întărești medicina de familie și celelalte etape, până a ajunge la spital, adică la spital să-ți ajungă acele cazuri care au nevoie de spitalizare. În rest, ceea ce poate rezolva centrul medical, cum se cheamă ăsta, de permanență, da, și medicul de familie, păi asta faci. N-ai, da, dar nu e mai simplu, oarecum. Zic și eu așa, mă dau cu presupusul într-o emisiune care e dedicată doamnelor și domnilor. Nu e mai simplu să băi, hai întâi să-l facem pe ăla. Uite, ai făcut spitalul regional, nu știu ce, și după aia vedem de unde dispare presiunea ca să o reglăm asta cu paturile. Asta întâi să tai ca să-l faci pe ăsta, mi se pare de noaptea minții, adică... Când n-ai făcut nimic la el, abia ai stabilit locația. Da, și tu deja tai în partea elaltă. Sau, bun, ai pus în discuție tăiatul. Păi, și scandal și an electoral, îs an electoral, de aia a fost pus în discuție. Oricum, masterplanul trebuie făcut și trebuie aprobat pentru că a negociat prost, da, pentru că altfel te-ai șters pe bot de investiții în sănătate cu bani europeni. Deci nu, deci nu, a fost nunca frumos pe... la fine de an trecut când ne-au dat cât... banii pentru 10 milioane de euro pentru deci investițiile făcute la spitale. Dacă vrem să accesăm mai departe bani pentru investiții și e nevoie în sistemul de sănătate, e nevoie acută de fonduri și de... achiziții de echipamente, de investit în doctori, în tot ceea ce înseamnă sistem sanitar în România. Deci astea trebuie făcute. Fără master plan, salut bani. Deci, românul i-a născut pe el. Fără master plan. Oare ce înțeleg oamenii care se uită în din fața televizorului? Nu, din tot ce se vorbește la televizor în general, da? Deci master plan, vai de capul lor, cu avioane, cu elicoptere, cu tot ce se face și ei săraci nu au cu ce să se deplaseze până de la fundul Moldovei până la Câmpul Lung sau până la Suceava. Da. Deci, asta e discrepanța între cum văd guvernanții țara și cum e țara în realitate. Trist. Da. Și am zis în ultima parte a emisiunii o să suntem avem alt tonus și... Da? Dar uite, alunecăm așa ușor da, pentru că vedem subiectele astea la televizor, în presă, scriem despre ele, ne informăm, ne... și atunci... Bun, spunem atunci. Eu nu consider că e nevoie aici de hrană spirituală și de... Da? Și poetic ai fost acolo. Cum? M-ai dat pe spate cu hrana spirituală. Eu, Marte, m-am pregătit. Impresionat-o pe Dana, deci... Mi-a luat și cămașa, adică nu... Că mi-a luat cămașa aia bună. Daniela, că pe tine am apucat cel mai bine. Te-am adus cât mai aproape de mine și da, că n-a reușit. Ai reușit, ai găsit. Pagina nouă îți aparține. Ce? Da? Astăzi. Avem festival concurs național de muzică corală religioasă ortodoxă Buna Vestire la Botuș. Da, la fundul Moldovei
satul Botoș. Este de câțiva ani, deci s-a ajuns la ediția 29, a ajuns acest festival. Este foarte bine cotat. Deci chiar vin... E foarte bine cotat, eu din ce am înțeles și spun sincer. Nu de puțin ori mă opreau prieteni de-ai mei pe stradă sau în discuții. Băi, trebuie să-l iei pe preotul nu știu care, care are nu știu ce corală aici în Suceava. Băi, premii internaționale, de-alea, de-alea, adică pe unde merge... mărșăluiește, ca să spun așa, în competiții de-astea de muzică corală. Și acum de curând am avut plăcerea să prind lucrurile, să-i văd și pe viu. Am zis, wow! Da, foarte adică bun. Vocabularul meu s-a redus la aceste trei consoane. Da, wow! Da. Păi, unul dintre cei mai cunoscuți dirijori suceveni este preotul Tablan, Lucian Tablan, exact, care coordonează câteva coruri și în fiecare an se prezintă acolo și o face cu mare succes. Dar nu neapărat nu a luat în fiecare an, doar el. Sunt coruri foarte bune și la Câmpul Moldovene, de peste tot. Deci este o la selecție. Școala militară la Fălticeni? Da, bineînțeles, da. Și este un juriu cu oameni specialiști și în fiecare an se dă un trofeu și câteva premii. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult, că acolo se fac niște eforturi de a ține acest festival. Deci primăria de acolo, cum spun ei, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Pimen, deci Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și este foarte bine pentru că lumea merge și știe, pe 20, în general se făcea pe 25 de Buna Vestire, 25 aprilie. Acum va fi la sfârșitul lunii, pe 31 martie. La o sărbătoare așa în comunitate. Da, acolo, da, da. Bă, așa o văd eu, ca o sărbătoare în comunitate, se bucură mai multe oamenii. Secțiuni, tot timpul cu sală plină, deci este un festival care merită. Deci merită să te urci în mașină și să mergi să vezi și să asculți câteva coruri. Asta că știi unde e Botuș. Dacă îți dorești, cu siguranță găsești. Fie vorba poți să fii, auzi, poți să fii guvernant. Tută. Nu, poți fi guvernant dacă nu știi nimic din județ. Da, bine spus. Băi, unul dintre cele mai bune bancuri le-am primit undeva în perioada sărbătorilor sau pe acolo, sună unul la Parlament. Îl știți? Nu știu. Mai spui, sună unul la Parlament. Bună ziua, bună ziua, Parlamentul României, dar vreau să fiu deputat. Bă, tu ești prost. E obligatoriu? Da. Asta ne-a salvat pe noi. Mișto ăsta, autoironia. Da, da, bă, înainte de 89, dacă nu erau bancuri, cred că eram defecți. Și cred acum ne bucurăm defecți. Foarte mult când apare un banc nou, imediat circulă bun. Imediat circulă și îl preluăm, îl dăm mai departe. Da, și dacă tot ne-am oprit la pagina nouă, ieri au fost și a fost gala premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni și m-am bucurat că și o poetă pe care o cunosc și o apreciez foarte mult, Mihaela Grădinariu. Fac legătura pentru că și ea conduce un cor, Flori de Măr de la Râșca. A luat un premiu pentru poezie. Maica Elena Simionovici de la Mănăstirea Voroneț a luat Marele Premiu Bucovina. Și oameni care își merită locul acolo și faptul că în fiecare an se premiază cărți care au fost publicate în 2017 îi motivează cumva și este o continuitate. M-au târât colegii din radio... Zilele astea m-au dus la filmul O Ramona. Nu l-am văzut? L-ați văzut? N-am. Aștept și părerea ta. Am mai auzit și alte... Da. Nu, prefer să nu-mi spun părerea mea. Dar e mai bine pentru... E după povestea scrisă de un sucevean. Asta Aici vreau să ajung. Zilele astea știți că e mega tam-tam cu... În fine. Se vorbește, Suceava din nou. Suceava din nou este acolo. Ok. Suceava a mai avut câteva lucruri deosebite, sau zona noastră, de dată recentă, da, deci Betty Ice, un mare produs la nivel național, cumpărat de... Adică, nu suntem chiar ori și cine, dar suntem, uitați aici, de nu se poate. Am văzut filmul ăsta în engleză, deci actori englezi, mai sunt și actori români, mai sunt strecurași pe acolo. E o coproducție. Cum? E o coproducție. Filmul e cumva, sau s-ar putea să fie vorba și de o coproducție,
Dar din ce am văzut, foarte mulți actori englezi, filmul e în engleză, e filmat în România, dau o editare excepțională, trebuie spun din punct de vedere tehnic, foarte bine făcut filmul, ca poveste, ca asta e clar. Prima concluzie că e o zbabă. De acum nu mai... Ori nu mai știu să mai râd la comedii, dar mă uitam, ăștia mai tineri erau pe jos, se prăvăleau pe acolo, ori eu mă uitam așa ca... Dar n-avem ce căuta la genul. Trebuie să căutăm ceva mai adaptat, mai geriatric show. Mersi. Am zis asta amândoi. Asta e cadou în ziua ta de 8 martie, da? Dacă nu ai vrut complimente la început de emisiune, uite că ți-o feră. Vai, ce am făcut început. La buchet așa. Așa. Dar, ideea de bază, sau unde era chestiunea, sau unde vroiam eu să ajung. Dar până la urmă, un film, da? Și, repet, zic eu, destul de bun, la baza, și totul pornit de aici, pe o poveste la un sucevean nostru. Da. Adică la chestia asta e cu... Da, wow. Să fim cu pieptul. Păi, nu? Că suficient n-am... Tipul a început modest, adică făcea într-unul dintre cluburile sucevene stand-up și open mic, cumva interacțiune, stand-up cu interacțiune. Și ușor, ușor, a făcut facultatea la Cluj, s-a mutat în București, a intrat într-un post de radio și a scris cartea aia cu care a dat lovitura. Nu știu dacă pot să zic. Ceva tot cu Ramona, da? E titlul cărții, adică da, la și... naiba. Da, trebuie să vedem filmul ca să ne... Da, și după respectiva carte s-a realizat și filmul, care am văzut că are parte și de promovare foarte bună. Deși la partea de marketing, ai zis tu, pe partea de tehnică și imagine, da, și tot, da, arată foarte bine. Și pe partea de marketing e la fel, am văzut nume mari, mă rog, vedete de ale noastre, promovând și mergând la avantpremierea filmului. Deci e făcut așa cum trebuie. Acum nu știu exact... Cred că o să ajungă și la Suceava. Da, da, eu l-am văzut eu. La Suceava, la... Da, 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 da. Au fost și... Da, da, la unde nu mă duc eu, acolo la... Am înțeles, mă gândeam. Dar e ceva, o poveste adolescentină, dintre adolescenți, da, mă rog, da, genul, da, film american, nu? Da, deci, nu, din punctul ăsta de vedere e foarte ok și până la urmă, oricât ar fi, tot te prinde ca idee, da. Repet, așteptările tale ăsta... erau altele. Nu, pentru că nu merg la chestia asta. Oricum eu sunt dezamăgit de comediile care apar de regulă, adică Otova, le punem pe toate la un loc, dacă râd de 3 ori într-un film, mi se pare deja excepțional. Într-un film pretins a fi comedie. A trecut perioada aia când râdeam de la începutul la finalul filmului. Nu știu, dar bănuiesc că și acum dacă m-aș uita la O lume nebună, probabil, sau să-l văd prima oară, probabil că aș vede filme vechi, aveau altă consistență, adică nu o scoteau din CGI. Știi ce aia, nu? Nu știți, e prima chestie la care... CGI e cu balea, cu efectele, cu tot făcut din calculator ăsta, stai aici cu un băț în mână și în partea asta altă, după ce e cu After Effects, cu toate alea, apar săbii, flăcări, toate alea, dar el filmează pe un ecran verde. Bine, dar știi tu, dar poate mulți nu știu și atunci se bucură de... Se știe lucrul ăsta, umblă un îmbrăcat cu nu știu ce și face tamai dinozaurul din trânsul. Adică, normal, s-a schimbat. Înainte filmele aveau consistență. Am râs și am plâns la Vagabondul lui Charlie Chaplin într-o noapte, de-am zis că nu e adevărat. Și cu ce? Alb-negru, fără sunet, adică fără sunet. Expresivitate. Da. Joc actoricesc și expresivitate. Consistență. Am temă pentru weekend, Vagabondul Charlie Chaplin. Nu, pe bun, eu îl... Dar și așteptările oamenilor de la un film, de la o carte s-au schimbat. Ceea ce vor acum este cu totul altceva de ceea ce apreciau cei care erau tineri acum 20 de ani sau acum 30 de ani. Bun, poate mai sunt, eu știu, din filmele, din cărțile clasice, poate mai sunt apreciate și acum. N-am nici cea mai vagă idee care ar fi reacția față de un film clasic. Mă uit că la muzică funcționează. Muzica bună, muzica rock sau jazz
din muzica bună în general, da? Da? E apreciată și acum. De exemplu, ABBA, grupul ABBA, da? Hai să fim serioși, adică nu-i nu nici că, rock, nici jazz, nu, 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 ABBA nu e că e apreciat de ăștia de generația noastră. Cei care au acum 16-17 ani, nu știu dacă le spune ceva ABBA. Dar cu siguranță i-am văzut ascultând trupele vechi de muzică rock cu plăcere, mergând la concerte, căutând albume, rock, se vând în continuare, folk? Da, folk, nu și știu. Și folk, păi a fost acum sală plină la Casa de Cultură și a fost și foarte mulți tineri. Da, okay. Și chiar spunea Vasile Șeicaru, toată muzica mea, sunt 12 albume, sunt online. Ascultați-le! Bucurați-vă de ele, sunt și versuri acolo. Adică încercați să cunoașteți muzica asta, nu din foarte poveștile celorlalți. Foarte mulți copii am văzut cumpărându-și chitări. Da, da, și foarte bine. Adică... foarte mulți. Bine, că și pe vremea noastră cine da, a luat chitară. Au fost câteva... e o curbă sinusoidală. E un moment de ăla în care lumea uită, nu mai are da, nevoie. Și după aia revine la și după aia revine. Eu constat că e un moment de la de revenire din punctul acum ăsta. Acum mai vezi și în parc, când se încălzește, mai vezi în parc cu chitara, cântă. Înainte erau imagini frumoase. Întâlnirile pe care le aveam înainte de sărbători, dacă aveam în grup o persoană care cântă la chitară, eram cei mai fericiți, pentru că în jurul acelei persoane ne formam grupul și mergeam... Ea, acum e Șuiu, are boxă de aia, nu? Are și chitară. Aia ca și tu. Dar și chitară are. A, da? Are, nu, a luat cursuri de chitară. A luat și cursuri. Dacă el cântă și vocal și... El acum ajută are voce. Și acompaniament. Da. E bine, eu nu mă uit spre regie, că îmi face semn că s-a încheiat emisiunea. Nu mă uit, nu mă uit. A, deja s-a încheiat? Ne-ai promis mai mult, nu? Da, nu știi cum e, bă, e ușor. Fac și eu e ușor, promiți, ca în campanie electorală. Bă, face și aia. Ne vedem pe 8 martie 2020, da? S-au tăiat orice lansele mai... Nu, da, da, chiar, câte alegeri vor fi până atunci? Chiar nu am putea să ne vedem un pic mai des. Sigur. Nu. Aici, Adelina? Două rânduri de alegeri. Două rânduri până pe 8 martie. Am vrut să-ți transmit că ne-a făcut plăcere să fim astăzi aici, mai ales că e o zi specială și că îți garantăm că vom fi și pe 8 martie. Nu am vrut să înțelegi că nu vrem să venim mai des. Bun, Dacă tu ne inviți mai des, asta se poate negocia. Având în vedere că e ziua asta deosebit, păi judec mai greu, adică... Și avem și noi... Lângă mine ai învățat cuvântul negociere. Și avem și noi un mesaj pentru toate femeile, toate mămicile. Să fie fericite, să aibă o primăvară frumoasă și să-și găsească echilibru și armonia pe care ne-o dorim cu toții. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Și noi îți mulțumim. Pe bune vă mai aștept, pentru că, slavă Domnului, sunt atât discutat. Eu chiar nu-mi dau seama și fac mea culpa de ce nu ne vedem mai des în cadrul acestei emisiuni. Pentru că îmi dau seama câte povești frumoase și bine. Nu mai departe mă gândesc că acum de curând și cu tine am avut discuția asta și cu Adelina. Dom'le, ce cazuri deosebite aveți de pe zonele pe care le gestionați voi pentru top 10 Suceven, dar vine Dana și câștigă de fiecare dată. Că de ce? Că doctor, că de alea. Adică toți 10 sunt câștigători. Cum? Trebuie să spunem la fiecare emisiune. Da, dar mai te mai râd, că e așa, știi, când vezi că... Da, așa și, e, premiul publicului a fost adjudecat de cazurile de fiecare dată. Și tocmai de aia zic eu, sunt cazuri deosebite, ai vorbit de profesoara, de învățătoare la Drmoxa, sau profesoară ce era. Învățătoare. O învățătoare care face un efort, adică... Era prea frig în școală și a dus la copilași în sfagerie. Și acum mai este aceeași situație, nu cred. Nu știu ce s-a mai întâmplat, dacă mai există școala de la Drmoxa. Erau când 4 copii. Au crescut între timp și la școala de centru, deci cu microbozul. Deci sunt multe lucruri care trebuie să le aducem în atenție. Viața efervescentă pe care o avem și pe care unii nu vor să o recunoască din punct de vedere al evenimentelor. Le mai amintim așa din când în când. E nicio problemă. Ne ocupăm noi. Drept pentru care îmi fac mea culpa și promit că rezolvăm chestiunea asta să fie mai bine. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă spun și eu la mulți ani încă o dată să aveți parte de o primăvară frumoasă. De un an excepțional.
aceleași urări și pentru toate doamnele și domnișoarele care ne-au urmărit, mame, soții sau fiice. Și iubite, și, și iubite, amante, și iubite. Asta și... cu amante pe bune. Dar ce mă, dar ele ce au? Dar ele ce au? Uite, mă gândeam la o provocare. Poate la anul de 8 martie invit trei jurnaliști, trei bărbați care să vorbească despre femei. N-ar fi frumos. N-ar fi greu. N-ar fi greu. De ce nu? Ar fi o provocare? Hai să vedem și noi. Deci, unu, nu ar fi greu. Doi, mi-aș dori, dar nu o să reușim asta niciodată, să ne aducem așa într-un normal. La noi, cel puțin în Bucovina, era la un moment dat chestia asta. Fetele dau de 1 martie, băieții dau de 8 martie. Păi este, adică era... Este. Noi am păstrat tradiția. Mi se pare o chestie așa, un pic... Păi, 1 martie, 1 martie, adică... E Botova, adică... Colegii noștri așteaptă cu mare nerăbdare ziua de 1 martie, iar anul ăsta le-am pregătit o ediție specială de ziar în 8 pagini. Un ziar personalizat, color, un ziar personalizat, color, în care toate articolele i-au avut ca eroi pe colegii noștri. Adică și... nu putem rata un 1 martie în care să le pregătim ceva. Și astăzi așteptăm și noi să vedem cum să se prezintă. Surprize. Dacă vă îndulcesc, nu? E un gest simpatic asta cu 1 martie. Da? Și mai ales s-a păstrat în Bucovina. Da. E o copil fiind, da. Doamnele să ofere domnilor. Chiar și ține aici. Da. Nu ne-am sincronizat aici, n-am fost pe aceeași. Trebuie să vii mai des la noi în redacție în luna martie. Adică din februarie trebuie să încep să viște. Ca să prind exact momentul. Am înțeles. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei, părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Vă invit să citiți cântec femeiesc din Monitorul de Suceava, vă invit să citiți ziarele, munca doamnelor aici de față, vă invit să prețuiți doamna de lângă dumneavoastră, și mai ales să aveți grijă de ele. Pentru că știți foarte bine, de fapt, ele au grijă de noi, dar ne mai elidăm așa puțin. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.